Te salut, Sabin sunt, bine ai venit la un nou video. Astăzi vreau să-ți prezint cât mai clar care sunt costurile și etapele pentru crearea unui website. Fac acest video pentru că observ zilnic antreprenori, persoane care vor să-și înființeze o companie, nu cunosc aceste costuri, aceste etape pentru crearea unui website care să atragă mai mulți clienți. Având în vedere că trăim vremurile în care dacă nu ești în online, dacă nu primești atenție, automat afacerea ta sau serviciile pe care le oferi tu vor intra în anonimat și așa companiile mici, mari ajung la faliment. Când zic un website, mă refer la crearea unui website care să atragă clienți, nu acele website-uri care, ok, instalez un template și am un website. Nu, este mai mult de atât. Un website care atrage este acel website care este optimizat pentru orice device. Un website care vine cu o soluție la o nevoie al clientului tău, care rezolvă o problemă și astăzi vreau să-ți prezint aceste costuri, vreau să-ți prezint aceste etape și să mă asigur că înțelegi exact care este tot acest proces prin care poți să-ți creezi un website pentru afacerea ta și evident rezultatul final este să ai vizibilitate mai mare și să atragi clienți de calitate. Cu asta fiind zise, începem cu prima etapă. Prima etapă este achiziționarea domeniului. Ce este acest domeniu? Ei bine, numele website-ului tău, cum ar fi exemplu.ro. Acesta este un nume de website. Prin numele acesta, orice utilizator îți va accesa site-ul. Prețul pentru un domeniu variază. Dacă este un domeniu.ro, prețul este în jur de 10 euro. Dacă ai un domeniu.com, prețul diferă. Dacă ai un domeniu.eu, prețul diferă. Eu astăzi mă voi referi strict la companiile, la website-urile pentru companiile din România. Dacă ai în plan sau ai o afacere care are clienți și din afară, din afara Europei chiar, atunci e bine să ai un domeniu.com. Dacă ai clienți din Europa.eu, dacă ai din România.ro. Revenind, costul pentru achiziționarea unui domeniu, da, exemplu.ro, cum am zis eu, sau compania ta.ro, da, ar fi în jur de 10 euro. Da, deci prima etapă am să scriu aici domeniu. Și costul este de 10 euro. Da, ăsta ar fi primul cost, 10 euro. Continuăm cu următorul cost, achiziționarea găzduirii web. Ce reprezintă această găzduire web? Practic, un serviciu care ți-l oferă, pe care ți-l oferă o companie și acolo tu vei stoca tot website-ul tău, toate fișierele pentru a rula website-ul tău. Practic, eu când intru pe website-ul tău, intru pe acel domeniu, iar domeniul vede că sunt fișierele pentru site-ul tău și mi afișează site-ul propriu-zis și poți interacționa cu el. Aici prețul depinde foarte mult de caracteristici, pentru că nu toate găzduirile sunt la fel și aici mă refer la spațiul de stocare, evident, variază, poate fi 5 giga, 10 giga, 25 de giga, ce mai depinde aici? Numărul de e-mail-uri pe care le poți crea în găzduire, numărul de domenii pe care tu le poți crea în găzduire și multe alte lucruri. Nu stau acum să oferă informații tehnice, pentru că nu vreau să te pierd cu aceste informații tehnice. Astea le cunosc foarte bine developerii sau companiile de IT. Eu vreau să spun prețurile pentru fiecare în parte. Achiziționarea găzduirii depinde foarte mult de aceste caracteristici. De la 1 euro până la 10 euro poate fi o astfel de găzduire. Dacă ne referim la un simplu site de prezentare pentru o companie, n-ai nevoie de mult spațiu de stocare. Și să zicem că, nu știu, o găzduire de 5 euro îmi este de ajuns pentru început să-mi testez website-ul, să văd ce impact are în piață, da? Mai apoi, dacă o să am mult trafic, automat trebuie să schimb găzduirea, să iau spațiu de stocare mai mare și așa mai departe. Deci, etapa a doua este găzduirea. Găzduire. Ok,
După ce am ales găzduirea, urmează să implementăm website-ul. Aici la implementare depinde foarte mult cu cine vrei să colaborezi tu. Dacă vrei să colaborezi cu un freelancer, am făcut un video în care spun care sunt procesele prin care tu ca antreprenor vrei să colaborezi cu un developer, un freelancer developer și să iei în vedere acele criterii. Poți să te uiți pe canal, am făcut acel video. Sau vrei să colaborezi cu o companie de IT și din nou prețul diferă. Ideea e că tu când colaborezi, indiferent că e companie, că e developer, trebuie să vezi exact dacă compania sau developerul este interesat cu adevărat de a veni cu o soluție la problema pe care o ai tu, de a rezolva o nevoie prin website-ul respectiv. Eu sunt de părere că un website care atrage și care vinde se axează foarte mult pe a oferi informații de calitate clienților tăi, potențialilor clienți și evident să le fie cât mai simplu de interacționat cu serviciile tale și evident cu website-ul tău. Să fie foarte ușor să ajungă din punctul A în punctul B foarte simplu. Asta este un punct de vedere al meu și pe baza acestui punct de vedere eu dezvolt website-uri. În curând vom lansa un nou website și săptămâna viitoare voi crea un video în care voi descrie acest minunat proiect care rezolvă o problemă foarte mare din piață. Dar mai multe detalii în video care îl voi scoate săptămâna viitoare. Revenind la scopul acestui video, cum spuneam, trebuie să fii foarte atent la acest aspect. Îmi este cunoscută foarte bine problema, care sunt task-urile pe care eu ar trebui să le rezolv pentru a dezvolta acel website. Sfatul meu pentru tine este, dacă ai în plan să colaborezi pentru un website și cineva îți aruncă prețul din prima, eu îți recomand să le eviți, pentru că o persoană care într-adevăr știe ce face, mai întâi îți va pune câteva întrebări să vadă exact dacă te poate ajuta și care este cea mai bună soluție pentru problema ta. Deci la cost, aici nu am ce cost să-ți spun acum, pentru că, așa cum am zis, depinde foarte mult de acest factor. Am să pun un X euro. Da, deci a treia etapă, implementare sau am să pun website-ul propriu zis. Website-ul. Bun. A patra etapă reprezintă copywriting-ul. Dacă vrei să ai un website care să atragă clienți, care să lase o impresie bună a ceea ce faci tu a serviciilor tale, contează foarte mult să ai un copywriting foarte, foarte ok. Pentru că prin acest copywriting tu atragi clienți, poți să transmiți o emoție și hai să fim serioși, în ziua de astăzi, dacă când vrei să cumperi un lucru, automat te bazezi pe emoții. Practic asta înseamnă să vinzi cu adevărat. Da? Când oferi emoții și automat, prin acest produs, prin acest serviciu, chiar sunt ajutat. Da, copywriting-ul, de obicei acest copywriting este inclus în prețul de creare al website-ului și dar noi acum am să-l facem, o să-l scriem separat. La fel, nu am un preț să-ți spun pentru chestia asta, dar există și un cost pentru copywriting. A să pun Y euro, aici o să pun copy. De la copywriting, da? Copy și un W. Copywriting-ul, da? E un cost pe care trebuie să-l ai în vedere dacă vrei să atragi clienți de calitate. A cincea etapă, asta este facultativă, am să o pun cu steluță, depinde foarte mult de tine, reprezintă mentenanță. Dacă după terminarea proiectului vrei să ai o persoană care să te asiste din punct de vedere tehnic, dacă ai o problemă pe website să intervină imediat, dacă ceva nu funcționează să intervină imediat, dacă vrei să adaugi ceva nou pe site să intervină, astfel apare noțiunea de mentenanță. Da? Deci aici la etapa 5-a care e facultativă îi punem mentenanță. Promit că am scris mai frumos data viitoare. La mentenanță. Aici la fel am să pun 10 euro pentru că depinde foarte mult de developer. Depinde foarte mult de cum manageriază el timpul.
Aici la mentenanță poate fi zilnic, poate fi săptămânal, la 2 săptămâni, lunar, la 6 luni. La fel, sunt aspecte care se vorbesc de comun acord și se iese la o concluzie finală. Dar dacă vrei să ai un website monitorizat, să, nu știu, să, atunci când apar probleme, da? Să nu cauți imediat, vai, n-am developer, trebuie să caut pe cineva ca să-mi rezolve problema asta. Automat, având contractul ăsta de mentenanță, developerul va fi obligat prin contract să intervină și să repare acea problemă. Așa cum am zis, este facultativ toată treaba asta, mentenanță. Acum, care ar fi costul total? Evident, costul total pentru început, pentru dezvoltarea website-ului, deci reprezintă domeniu, 10 euro, 5 euro găzduirea, prețurile pe care le văd pentru un website de prezentare acum, X euro pentru website, Y pentru copywriting, Z pentru mentenanță. Așa cum am zis, nu pot să dau un preț pentru asta, pentru că eu atunci când colaborez cu un client pe partea asta de web development, am nevoie să aflu care sunt problemele, cu ce se ocupă compania și să mă asigur că îl pot ajuta, pentru că diferă foarte mult de la website la website. Și eu pun accent pe lucrul ăsta, nu vreau să fac un website de dragul de a-l face. Vreau să am rezultate, atât eu cât și clientul cu care colaborez, pentru că astfel putem crește noi ca nație. Da? Bun, ceea ce trebuie să plătești tu lunar este în felul următor. Ai găzduirea pe care o poți plăti lunar la 3 luni, la 6 luni sau chiar pe an și asta automat domeniul va fi plătit anual. Deci, practic, costurile, resursele pentru întreținerea unui website sunt foarte, foarte mici, minime. Mai, să zic, un preț mai ridicat este la crearea de website, copywriting și aici mentenanța dacă tu o dorești cu adevărat. Cam asta am vrut să zic în acest video, cam astea ar fi costurile pe care le trebuie să le ai în vedere atunci când vrei să-ți dezvolți un website. Cu astea fiind zise, eu îți urez mult succes în antreprenoriat și dacă ai în plan să-ți faci acum un website sau ai o idee de proiect și vrei să o testezi în piață folosind un MVP, e bine, putem stabili o consultanță și vedem exact cum te pot ajuta în privința asta. Ce trebuie să faci este să accesezi sgmedia.ro/consultanță, acolo găsești un formular pe care am rugămintea să-l completezi cap coadă. Eu voi primi acele informații și te voi contacta personal ca mai apoi să vedem exact care sunt ideile tale, care este afacerea ta și să facem un proiect slash website care să atragă clienți și să ai o vizibilitate mai mare. Până atunci, ne vedem în celelalte video și îți urez o zi frumoasă. Pa, pa!